Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Astăzi fac un tratament de tonifiere și fermitatea pielii și sculptare localizată. Pentru că, din păcate, la sală e pur și simplu foarte greu în anumite zone să dai jos. Astăzi lucrăm un pic abdomenul. Da, pentru că, din păcate, nu reușesc în niciun caz să dau la sală jos o porțiune mică de grăsime localizată și în jurul buricului. Și atunci am zis că încerc și o să fac și astfel de tratamente pentru ca să se vadă pătrățelele pe care le am acolo frumos ascunse. Și am grijă și de alimentație totodată, pentru că 80% din corp se face în bucătărie. Dacă se lucrează combinat cu anumite tratamente, rezultatul se vede. Se vede extraordinar de bine și, în primul rând, cu sport. Obișnuiești să faci acasă diverse tratamente pentru corp? Da și nu. Depinde. Adică ceva foarte care să nu-mi ia foarte mult timp de obicei, precum ar fi scraburile. Folosesc zațul de cafea, pentru că este chiar foarte, foarte bun și este și natural. În rest, uleiul de cocos, care la fel este foarte, foarte bun, și atât. Ai avut vreodată probleme cu celulita? Da, dar sincer, cred că cam toate femeile suntem avem această problemă. Din fericire, nu este foarte accentuată, dar există acolo în unele zone puțin și atunci încerc să scap de ea prin tratamente care știu că ajută. Încerc mereu să am grijă de mine pentru că cred că dacă nu o să am eu grijă de mine, nu o să o fac alții în locul meu. Și atunci, în timpul săptămânii încerc mereu să-mi fac timp pentru mine, pentru corpul meu, pentru plăcerile mele. Și acum, după tratamentul de remodelare corporală, trecem la unul de drenaj limfatic. Păi eu văd că te umfli aici în loc să... Da, da, vreau să plec pe lună și îmi probez costumul de astronaut. Cum te simți cu îmbrăcat în acest costum? Mie îmi place foarte mult senzația. Este o senzație foarte plăcută. Simți că ești cuprinsă de aparatul ăsta cumva și senzația asta de aer. Că e umflat, cumva ai impresia că ești un balon din ăla pe aer cald. Și eu că la un moment dat o să mă ridic pe aici, o să plutesc prin cameră. Vorbește lumea la cafea, se aude tare.